Odată cu vremea caldă a revenit și pericolul principal din iarbă, căpușele. O astfel de înțepătură poate provoca reacții alergice grave și chiar să transmită boli. În Olt, până în prezent, peste 130 de oameni s-au prezentat la medic cu înțepături de căpușă. La nivelul județului Olt, 136 de persoane s-au prezentat în serviciile specializate ale unităților sanitare cu 4 de la nivelul județului Olt cu înțepături provocate de căpușă. Putem spune că este vorba despre 96 de persoane care s-au prezentat la nivelul unității sanitare a Spitalului Județean de Urgență Slatina și 40 de persoane s-au prezentat la nivelul Spitalului Municipal Caracal. Medicii le recomandă celor care depistează căpușe să nu folosească metode tradiționale pentru a le îndepărta, cum ar fi încălzirea zonei în care se află ori folosirea unor substanțe pentru neutralizarea lor. Există posibilitatea ca acestea să pătrundă mai mult în piele și să elibereze o cantitate mai mare de agent patogen. Virusul care provoacă encefalita de căpușă se transmite din momentul în care insecta începe să se hrănească. În cazul în care nu este tratată la timp, boala poate evolua cu afectare articulară, cardiacă și neurologică. Cea mai bună este prevenția. Recomandăm populației să evite zonele cu iarbă și arbuști, păduri, în care expunerea la căpușe este foarte mare. În situația în care există acest risc de expunere, se recomandă purtarea unor haine deschise la culoare pentru a face cât mai ușor vizibile insectele, inclusiv căpușele. Se recomandă aplicarea de spray-uri împotriva insectelor, cât și verificarea atentă a hainelor, bagajelor și a corpului la întoarcerea din drumeții. Țânțarii pot transmite, de pildă, temutul virus West Nile, iar de la o banală mușcătură de căpușă se poate ajunge la maladii ca babesioza ori boala Lyme. Iar pentru a combate insectele, inclusiv cele două, autoritățile slătinene au demarat campanii de dezinsecție. Seara trecută, întregul oraș a fost sub un nor mare de ceață, provenită de la turbinele muncitorilor care au pornit războiul împotriva insectelor dăunătoare. Pentru buna desfășurare a acestei activități vor fi implicate peste 20 de persoane, din care 12 agenți DDD, care folosesc utilaje purtate generatoare de ceață rece, 9 mijloace de transport, din care 5 utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece autopurtate.